Hai, salut! Salut, salut! Da. Ești mulțumit de program? Foarte mulțumit, nu mulțumit. Deci Da. chiar sunt fără cuvinte, spun sincer. Am respectat tot ce mi-ai spus tu, să bag numerele, cum să fac tot, 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 cu răbdare. Deci uite, este chiar foarte adevărat. Deci nu știu, poate lumea, nu știu la câte dovezi trebuie să mai pui ca să-și dea seama că e adevărat. Este foarte adevărat. Păi, deci am plecat, ai văzut, Florin, tu ai intrat la mine în calculator, aveam balanță de 50 de euro. Da. După care am ajuns la 76, după care am tot urcat. Nu mi-am dat seama, de aia ți-am mai scris că nu mi-am dat seama ce și cum era, dar este exact deci așa văd cum că ai ai zis tu. Bag numele și de euro aștept balanță răbdare. Acum. Ai 144 de euro balanță. 144, da. 144 de euro balanță. Exact. Da, văd că ai pus și pe Telegram. Da, am pus și pe Telegram. Acum vroiam să intru ca să văd pe Facebook aici, dar nu mă lasă. Ce zici la, să, ce să le zici, post. Ce mesaj l-ai pentru ăștia care zic că, bă, că nu se ce câștigă, că-i țeapă, fără... că... Nu e adevărat, e țeapă, nu este adevărat. Ești foarte gentil, îți faci treaba, îi explici omului, intri în calculator, arezi frumos tot, tot, tot. Deci eu, unul care am cumpărat de la tine... Nu am niciun dubiu, nu am nimic. Ce pot să zic doar decât să-ți mulțumesc. Păi n-ai putea să spui nimica dacă n-ai fi câștigat, nu? Păi exact, păi am dovada aici. Am dovada cu poză cu tot, din care am urcat la 120 de euro, după care am mai dat două mâini și mi-au mai dat alți 20 și ceva de euro. Și am și ieșit. Aproape 100 mie de profitul euro, pe azi îmi ajunge. Aproape 100 de euro profit în nicio oră. Nicio oră, nicio oră, pot să garantez. Între timp ce stăteam cu tine, am făcut 20 și ceva de euro, nici în 15 minute. Nu, ai văzut, ți-am arătat, ți-am demonstrat, numai trebuie răbdare. Da, răbdare și, bineînțeles, mai repet încă o dată, ca să facem ceea ce spui tu, nu ca să dăm, hai, cum e românul, dă-i, frate, să câștig un miliard dintr-o dată. Nu, trebuie răbdare, un pic... De atenție... Da, un pic de atenție și răbdare, vorba ta. Și uite că balanța, cum o spui tu în fiecare zi și cum o postezi pe Telegram, în fiecare zi un pic, câte 7 lei, câte 10 deci lei, câte care vrea, lei. Deci care vrea să facă profit, e ca și cum poți să iei ca și un job asta de acasă, da? Da. Adică gândește tu cât ai zis că câștigi pe zi? 55 de euro, 55 de euro. Dar... Și tu deja aproape muncă, aici, frate, tu aproape aici ți-ai salvat 2 zile de lucru. Da, 2 zile de muncă și am stat o oră în fața calculatorului, nicio oră. Deci dacă pot să zic că am stat 45 de minute, asta e. Ai văzut, e foarte simplu. Asta-i. Acum eu nu zic că, bă, să nu mai meargă lumea la lucru, dar poate să poate da. Face bani și de acasă. Păi gândește-te, nu? Da. Ai face 100 de euro pe zi, pe lună în 30 de zile ai 3000 de euro. Da, dar să faci și 1000 de euro, Florin. 1000 de euro la lună. Cine îți dă 50 de milioane în România ca să-ți dea ție, cine ți-i dă? Că nu-ți dă nimeni 10 lei în plus. Și asta le-am explicat la oameni, bă, fraților, că de ce nu ne dai nouă gratis, că așa, bă, oameni buni. Până la urmă, e creierul meu, e munca mea, sunt nopțile mele nedormite, dacă bravo, vreți, cumpărați, bravo. Dacă nu, nu. Atunci, păi cum mai spun alții, uite cum au făcut nu știu care grup, nu știu ce contra mea, că descarcă programe de pe net. Bă, v-am spus eu să nu descărcați, luați programe de pe internet, jucați-vă și foarte bine, adică nu vă țin eu de mână, nu? Da. Dar Florin, ai văzut că... eu sunt foarte de acord cu tine, cum ai zis și tu, nu te-ai dus tu la nimeni să zici, băi, hai, cumpără programul de la mine. Asta este, cine vrea să creadă, îl cumpără, îi demonstrez. Dar până la urmă mie nici, auzi, până la urmă mie nu mi-e musai, nu sunt disperat să vând, înțelegi? Cum n-am fost nici disperat, gen, să intru pe tine. De unde să intru eu pe tine, din 5.000 și ceva de membri, să intru eu pe tine, să știu eu că fix tu ești interesat să cumperi programul meu. Da, înțelegi? Da. Ai văzut că nu-i numai după program să joacă, și niște scheme la mijloc. Da, și niște scheme, că degeaba are omul programul, cum am zis și pe grup, înainte să cumpăr, după ce am cumpărat softul, degeaba îți dă omul programul dacă tu nu știi ce trebuie să faci cu el. Nu, e ca și cum ei descarcă programe de naște pentru rulete de pe internet și nu le explică nimeni cum să joace după ele. Și normal că merg în pierdere, cum o zice la cu că au pierdut 400 și ceva de euro. Normal că pierzi tataie dacă nu asculti de o... Sau cum o spus ăla la albă, îmi pare rău că n-am cumpărat programul de la tine, m-am haladit, am luat de pe internet programele,
programe pentru ruletă și am pierdut 150 de milioane. Și acum da, îmi pare dar rău tu de fapt, tu de fapt ai avizat oamenii și le-ai spus: băi băieți, stați atenți, nu vă jucați că vă ardeți. Și după ce se arde omul vine la tine și se plânge: băi, că dar eu le-am spus, bă, oameni buni, alea ce le vedeți voi pe internet, de unde știți voi că nu sunt plasate de casele de pariuri? Da, 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 sau cine știe, păi vezi câte măgări se întâmplă pe internet. Înțelegi? Și atunci eu, lumea nu înțelege că eu n-am stat, am găsit secretul ăsta în cum să zic, într-o lună de zile. Da, ai pierdut nopți, ai pierdut tu. Cine tu mă știi, cunoaște știe tău, cât am stat și așa. Da, păi eu și le-am explicat la mulți. Uite, că de exemplu nu ești prima persoană cu care vorbesc, care o cumpărat și cu care îmi spune că a făcut profit. Înțelegi? Nu ești prima persoană. Adică tu de ce te-ai lăuda? Tu mi-ai plătit mie 200 de euro și tu să nu faci profit și tu să-mi spui, să minți de fapt că tu ai făcut profit. Adică nu e adevărat. Deci Florin, eu vreau doar ca să spun, o mai repet încă o dată, cine cumpără softul de la tine? Cine face pașii ce-i spui tu? Eu nu cred că nu face profit. Deci dacă nu face profit, vrea să zică că este ceva ce ei nu respectă ceea ce le-ai spus tu. Că n-ai cum să nu faci profit dacă tu respecti jocul care l-ai spus tu cum să joci. N-ai cum. Așa e. Deci pentru ăștia care... Este... Și eu le-am explicat la oameni. Bă, aici la ruletă faci profit mai repede și mai bine decât la fotbal. Decât la fotbal. Azi poate prins, mâine nu prins. În mingea e rotundă. Dar la ruletă nu poate să mă oprească nimeni sau să mă influențeze mie jocul. Degeaba, cum ai zis, că sunt nu știu ce scripturi de casele de pariu, bă, nu este niciun script. Înțelegi? Pentru că aici eu controlez jocul, cum vreau eu să mă joc. Uite, deja mi-au scris două persoane. Nu le dau tu importanță. Oamenii... Nu le dau. Nu le înțelegi? Dau. Că mie îmi zice dacă merge pe telefon. Deci știi să... Deci, la merge și pe telefon, da. Merge și pe telefon. Da. Ce vreau să Florine, zic? Da, zic. Deci, care vrea să câștige, să facă profit, poți să o iei ca pe un job, e cea mai bună investiție. Normal. Așa este și fără nici doar și poate. Asta este adevărat ceea ce spui tu. Pentru că am văzut în fața ochilor mei și am jucat și pot să zic că este adevărat. Am trimis poză, dacă vrei poți să mă suni. Uite, acum mi arată 244 de euro. Ți-am zis că mi-am mai dat 100 de euro de bonus. Vrei? Ce vrei, frate? Asta e. Florine, am deci, doar o întrebare. Multă baftă. Da, bun. Și ce să zic? Dă-i bătaie acolo, okay, dar nu depăși mai mult de 100 de euro pe zi. Nu, uite, eu acum am ieșit, gata. No, am ieșit.